dați un like, lăsați un comentariu, dați un share la acest clip, să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că îmi doresc să vadă persoanele implicate aici ce am avut de spus. Salut și bună dimineața tuturor! Astăzi este duminică și aveam de gând să încarc un nou vlog la mine pe canalul de YouTube. Dar după ce am urmărit emisiunea de aseară a celor de la RXF, emisiunea în care Aftănase Mihai a vorbit de mine și am citit acolo prin comentarii niște comentarii de-a lui Desmond, am decis să schimb vlogul, iar acest vlog va fi intitulat De ce nu voi lupta cu Desmond și cu Mihai Aftănase? Hai să îi dăm drumul, eu plec la sală, vom continua vlogul de la sală pentru că momentan sunt în mașină. Iar de acolo vom discuta mai multe. Hai la sala! Am ajuns la sală și hai să vorbim. Prima persoană despre care doresc să vorbesc este Desmond. Pe Desmond nu-l cunosc personal, l-am văzut pe TikTok de câteva ori. Știu că s-a tot luat de mine pe TikTok, mă tot provoacă. Nu mai știu exact de la ce a început și când au început aceste provocări și clipuri despre mine. I-am răspuns, cred că de câteva ori, în care i-am spus că nu am nicio problemă să lupt cu el. Dar prima dată să fac un meci în RXF, să vedem și noi cine este și după aceea luptăm. Am văzut că a tot lansat că niște tot felul de teoria conspirației, că eu vreau ca el să lupte, să văd ce strategie are și să-l învăț cum ar veni. Nu de aceea îmi doresc să lupte, ci îmi doresc să lupte ca să nu fie un al doilea adversar cu care am luptat eu și Iancu, știți voi, ăla mic și cu barbă. Nu doresc să-i spun numele ca să nu zică că ne legăm de el. Dacă voi știți, acesta îl provoca pe Iancu, îi făcea clipuri. I-a făcut, cred că, 10 de clipuri lui Iancu până când Iancu i-a acceptat provocarea și au luptat. Știți că a dovedit că, de fapt, nu știe să lupte, nu știe să fie un sportiv. Și aceasta este și dorința mea, să-l văd pe Desmond, că într-adevăr știe să lupte și este un luptător cât de cât ok pe partea de MMA. Degeaba vine el și spune că are câștigate campionate, medalii în sportul pe care l-a făcut, cred că în lupte libere. Eu îmi doresc să-l văd luptând pe MMA. Să vedem și noi cine este Desmond, ca să nu mă trezesc că mă pregătesc, ajung să lupt și de fapt eu n-am cu cine să lupt, că este doar o persoană de pe TikTok care nu mai știe să vorbească mult și mai puține fapte. De nenumărate ori am spus acest lucru pe TikTok. Știu că el s-a legat de mine, se leagă de mine și în ultima vreme a început să vorbească mai urât de mine, despre că eu sunt unchiul lui, că suntem familie. Măi, dacă mai cunoaște, ai ști că aceste lucruri nu mă supără și nu mă fac nervos și nu mă enervează ca să-ți dau un răspuns, să te bag pe tine în seamă. Exact opusul fac acest lucru. Când văd că răspunzi și scrii așa, te las în pace și nici măcar nu-ți răspund. Astăzi, aici pe YouTube, este ultima oară când eu îți răspund într-un mod serios și civilizat. Nu-mi doresc să lupt cu tine decât dacă intri și lupți, câștigi măcar un meci în RXF, atunci voi lupta cu tine. Bine, dacă cei din RXF vor veni și îmi vor oferi un contract în care vor zice, uite, lupți cu Desmond sau nu lupți, atunci voi lupta chiar dacă nu ai un meci făcut în această gală. Dar eu doresc să te văd pe tine luptând, demonstrând ceea ce tu o spui verbal, da? Că ești un luptător, că ai făcut sport, că știi să lupți. Deci îmi doresc să te văd luptând,
să câștigi un meci, iar după aceea nicio problemă, putem să luptăm. Am ajuns la Mihai Aftănase. După cum știți, eu l-am antrenat pe Mihai Aftănase pentru meciul lui cu Yasmina Gostol, meci pe care l-a câștigat în RXF. El, renunțând să se mai antreneze la Deva, rămânând în Iași, a mai avut două meciuri. Unul l-a pierdut cu Fakiru, iar cel de-al doilea meci îl pierdea dacă nu lovea acea lovitură interzisă, se oprea meciul și ajungeau să facă meciul non-contest. Deci are o înfrângere, o victorie și un meci fără nedisputat, da? Fără să anunțe cine este câștigătorul sau cel care a pierdut. Mihai se ia de mine după clipul în care eu am spus că Andy Constantin are 55% șanse să câștige meciul dintre ei doi. Deci eu îi dădeam cauză de câștig lui Mihai 45%, 55% lui Andy Constantin. Am și argumentat de ce, deoarece acesta a participat în competiții, s-a antrenat, etc. mai multe lucruri. Cred că, nu sunt sigur, cred că pe TikTok am zis odată că Mihai în meciul cu Fakiru s-a prezentat foarte slab la sol, pentru că acolo a și pierdut. A pierdut printr-o poziționare bună a lui Fakiru și printr-o presiune pe care acesta a pus asupra lui. N-a fost acolo nicio strangulare, nu a fost nimic altceva. Nu cred că făcând aceste două afirmații, eu m-am luat de antrenorii lui Mihai, eu m-am luat de Mihai sau niște lucruri din acestea pe care el tot le afirmă și spune că am făcut eu. După meciul cu Fakiru, la 4 sau la 5 zile distanță de la acel meci, m-a sunat Mihai să vorbească cu mine despre meci, pentru că eu l-am sunat de câteva ori să văd cum se simte, cum este, dacă nu s-a accidentat. Am avut o discuție prin care el mi-a spus anumite lucruri. Această discuție va rămâne particulară între mine și el, pentru că sunt implicate mai multe persoane aici și nu doresc să fac un rău nimănui. Chiar nu are rost, dar o discuție nu foarte, foarte... Nici nu știu, hai să o lăsăm departe, n-are rost să vorbim despre asta. Dacă el dorește vreodată să vă spună, întrebați-l ce discuție telefonică a avut cu mine, ce mi-a spus și sunt curios să văd dacă vă va relata. De ce nu lupt cu Mihai? Unul la mână, am văzut ieri emisiunea și am văzut când acesta a fost întrebat dacă i-ar acorda o șansă la o revanșă lui Yasmina Goston. Acesta a spus, băi, să mai facă Yasmina Goston 1-2 meciuri, să mai câștige și după aceea luptăm. Primul lucru care spun și eu lui Mihai, exact același lucru spun. Mihai, mai câștigă și tu un meci, două, și după aceea provoacă-mă să luptăm. Deoarece tu ai o singură victorie, acea victorie când ai fost antrenat de mine, acea victorie când noi te-am împins înainte, când tu ai vrut să renunți la sfârșitul reprizei a doua, iar noi, cei antrenorii tăi de pe margine, am văzut că vrei să te dai bătut și am urlat la tine și am strigat, Mihai, nu te da bătut, ai continuat ce ai câștigat. Deci, mai câștigă 1-2 meciuri și după aceea poate îți poți permite să vii să mă provoci. Doi la mână, dacă chiar îți dorești să lupți cu mine așa de mult, nu vii și îmi propui tu să luptăm la 90 de kilograme, nu vii tu și pui condiții. Nu. Condițiile sunt să vii la categoria mea, să lupți în categoria mea, să lupți pe sportul care ne vor zice cei din RXF, probabil pe MMA. Da? Deci nu ești tu într-o poziție în care poți să vii să-ți pui niște... Nu ești privilegiat. Nu ai dreptul să vii să pui niște condiții. Luptăm la categoria la care lupt eu, care este ori 77, ori 84, da? Aceste două sunt categoriile mele. Trei la mână, nu cred că este etic ca
Eu, ca un fost antrenor, să lupt cu tine, un fost elev. Eu nu cred că este un lucru bun, nu cred că este un lucru... Nu știu, așa îl văd eu, dar uite că sunt și alți antrenori care antrenează echipe de fotbal, pleacă la o altă echipă de fotbal și după aceea revin și își bat fosta echipă de fotbal. Deci se poate și așa, dar eu zic să îi lăsăm pe cei din RXF să decidă ce vor să facă. Mai multe nici nu are rost să spun despre Mihai. Eu pe Mihai nu-l bag în seamă deloc. Pentru că este o persoană care nu merită să fie băgată în seamă. A vorbit urât, a vorbit urât despre mine, a vorbit urât despre Iancu. Nu am ajuns la concluzia că chiar nu are rost să-l bagă în seamă. Pentru că nebăgându-l în seamă este mai dureros pentru el. Sper că cei care mă urmăriți aici pe YouTube să înțelegeți lucrurile care vi le-am transmis astăzi. Să nu mai scrieți că dacă nu ți-e frică, luptă cu Desmond, dacă nu ți-e frică, luptă cu Mihai. Eu chiar nu am probleme să lupt cu nimeni. Nu mi-este frică să intru într-un meci și să pierd la o adică, dar nu eu sunt cel care decide meciul, ci cei din RXF. Exact la fel cum a fost pe data de 1 noiembrie. Eu am răspuns provocării lui Mihai, am zis da, luptăm, dar cei din RXF nu au venit cu niciun contract. Dați un like, lăsați un comentariu, dați un share la acest clip, să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că îmi doresc să vadă persoanele implicate aici ce am avut de spus și ne vedem la vlogul următor. Zi frumoasă tuturor!